În cursul zilei de ieri, echipajele de pompieri din cadrul detașamentului Strehaia au intervenit cu două auto speciale de lucru cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la anexa unei case de locuit în localitatea Breznița Motru. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la bunurile depozitate în interiorul anexei gospodărești, dar și la acoperișul altei anexe învecinate. Pompierii au lichidat incendiul în limitele găsite și au împiedicat extinderea flăcărilor la casa de locuit din imediat apropiere. În cursul zilei de ieri, două echipaje de pompieri din cadrul stației Strehaia au intervenit cu două autospeciale cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă a unei case de locuit din localitatea Breznița de Motru. La sosirea pompierilor, incendiu se manifesta la bunurile depozitate în interiorul anexei, dar și la acoperișul anexei învecinate. Pompierii au lichidat incendiul în limitele găsite și au împiedicat extinderea flăcărilor la casa de locuit. Cauza probabilă de izbucnire a acestuia a fost determinată de jarul sau scânteile portate de vânt și căzute pe materiale combustibile. Cauza probabilă de izbucnire a acestuia a fost determinată de jarul sau scânteile portate de vânt și căzute pe materiale combustibile. Din fericire, în această misiune dificilă pentru pompieri, nu au fost înregistrate victime.